Și-au dublat salariile, au încasat prime grase și au cheltuit sume colosale pentru deplasări de serviciu. Astfel de abatere au înregistrat auditorii Curții de Conturi în activitatea Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Potrivit raportului de audit, lefurile și premiile angajaților de la CNPF au înghițit anul trecut peste 19 milioane de lei, aproape întreg bugetul instituției. Potrivit raportului de audit, salariul mediu lunar al angajaților din cadrul Comisiei Naționale a Pieței Financiare a crescut din 2009 și până în 2013, de la aproape 7.000 până la 16.000 de lei. Pe lângă lefurile grase, angajații au încasat în 2013, contrar legii, sporuri sau prime în valoare de peste 700.000 de lei. Membrii Curții de Conturi le-au reproșat celor de la CNPF că și-au calculat salarii contrar prevederilor legislative. Reprezentanții instituției au declarat însă că ar merita aceste remunerări. Salariile dumneavoastră, comparativ 2010 cu 2013, au crescut cu 200%. Toate lucrurile astea trebuie să fie în cadrul. Trebuie să fie prevăzute de lege, nu de emoții sau de interese corporative. În toate cazurile comisiei a respectat legea și vreau să spun că nu putem considera neregulamentar. Președintele CNPF, Artur German, cel care anul trecut a încasat un salariu lunar de circa 39.000 de lei, spune că se mândrește cu faptul că angajații săi au așa salarii. Eu mă mândresc de faptul că acum avem niște salarii competitive. Ce salariu ați avut? Este public asta. În loc să vă bucurați că avem salariu. Astfel, salariul anual al lui German se ridică la aproape jumătate de milion de lei. Membrii Consiliului de Administrare al CNPF primesc și ei peste 30.000 de lei pe lună, adică peste 350.000 de lei.